Bucurați-vă de sărbătorile petrecute cu cei mici cu o apă oligominerală naturală desăvârșită. La mulți ani în familie! Bună seara, bine v-am găsit! Eu sunt Alexandru Fir, cel mai bun tată al lui Mark și fondatorul de Funny Brand. În această seară declar deschis ultimul episod din seria de conferințe online Educarea grijă de familia ta, un proiect pentru sănătatea fizică, emoțională și relațională a copiilor noștri, dezvoltat de Mozaic Media și pagina de psihologie și susținut de Grupama, Sinevo, Aleco Air, suplimentele Dr. Hard de la SensiBlue, Möller's și apa oligominerală naturală plată Aquatic. 2020 a fost anul în care sănătatea a fost prioritatea noastră numărul 1. Nu suntem însă obișnuiți să acordăm prea multă importanță sănătății. Nu știu voi cum reacționați la urarea să fii sănătos, dar eu, până acum câțiva ani, nu am luat-o foarte în serios. Anul acesta am constatat însă cu toții cât de important este să fim sănătoși și să avem un organism puternic. Cei 7 ani de acasă, la care ne referim de obicei când este vorba despre educația unui copil, contează și în materie de sănătate. Acum se pun bazele stării noastre de sănătate pentru toată viața și se formează obiceiuri care cu greu mai pot fi schimbate. Despre ce înseamnă cu adevărat să ai o minte sănătoasă într-un corp sănătos, vorbim în această seară la EduCare, ai grijă de familia ta, cu dr. Mihai Craiu, medic primar pediatru, doctor în medicină, conferențial al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila și fondator al Spitalului Virtual pentru Copii, un proiect educațional unic în mediul online. Mulțumesc gazdelor pentru invitație și plecând de la titlul acestui eveniment, Mintea sănătoasă în corp sănătos, aș fi putut să vă vorbesc numai despre asta, despre mască. Nu o să o fac pentru că foarte probabil mulți dintre dumneavoastră, într-un normal fenomen de saturație, de COVID fatigue, cred că ați ajuns să încărcați emoțional negativ termenul general de mască. Înainte de a trece la altele, aș vrea să spun că e importantă masca chiar și pentru copii, singurii pentru care este contraindicată fiind copiii cu vârstă sub 2 ani, mai ales sugarii care sunt transportați în landou, în cărucior, în scoică de mașină, dacă le punem o mască pe față, este posibil să aibă dificultăți respiratorii cu apnee obstructivă. De aceea ea este interzisă copiilor foarte mici, mai ales dacă îi lăsăm câteva minute nesupravegheați. Dar toți ceilalți pot folosi în spații publice, comune, o mască. Putem să facem un joc cu copiii, să le spunem că masca are rolul de a ne feri de dușmanii mici imaginari care poate să ne facă buba la gât sau la nas. Găsim o poveste. Copilul foarte mic înțelege că masca poate să fie pașaportul pe care îl poate folosi atunci când dorește să se întâlnească cu cei câțiva prieteni ai lui cu care se vedea în vremuri normale la grădiniță. În fine, lăsând povestea măștii. Despre prevenție și stil de viață sănătos și profilaxie, cred că este bine să ne reamintim un număr de lucruri pe care le făceam înainte, pe vremea când ieșeam mai mult afară, eram mai mult în aer curat, în natură, la soare, cu un anumit grad de mișcare. De ce spun chestia asta? Pentru că în afară de impactul educațional al închiderii școlilor și al faptului că sunt cei mici aproape tot timpul înăuntru și eventual și între patru pereți acasă, a scăzut semnificativ expunerea la razele solare. Și razele solare, cele bune, UVB, sunt cele care transformă în pielea noastră un precursor, 7 de hidrocolesterolul, în vitamina D, faimoasa vitamina D, cea care este responsabilă de buna creștere și dezvoltare a aparatului locomotor, deci mușchi și oase. Asta știe toată lumea, că dăm copilului foarte mic, cel puțin sugarului în prima parte a vieții, vitamina D pentru a nu dezvolta, în lipsa acesteia, rahitism.
Dar vitamina D face mult, mult mai multe lucruri în afară de a ajuta la creșterea oaselor, dinților, mușchilor și ligamentelor. Vitamina D are, de fapt, așa un rol mic în dezvoltarea aparatului locomotor și așa un rol uriaș în dezvoltarea unor mecanisme complexe care au legătură cu imunitatea, cu modul în care interacționăm prin intermediul sistemului endocrin cu mediul ambient, în patologia cardiovasculară, în inflamație, în foarte multe altele. Și o să vă dau un exemplu care vine mănușă pentru era pandemiei în care stăm foarte mult în casă. Este faimosul studiu Castillo al unei doamne pneumolog în Spania, care a dovedit că pacienții care primeau un anumit tip de vitamină D, pe lângă tratamentul conform protocoalelor din Spania, pentru maladia produsă de SARS-CoV-2, versus alți pacienți, la fel tratați în rest cu toate celelalte medicamente similare, mai puțin vitamina D, și urmăriți în următoarea perioadă, s-a observat că în lotul tratat cu vitamina D au ajuns 2 pacienți la secția terapie intensivă, în timp ce în lotul fără vitamina D și în rest cu același tratament au ajuns 20. Ce vrea să dovedească acest lucru și multe alte studii privind rolul vitaminei D? Și anume că acesta are în mod indubitabil și niște mecanisme imunologice. De aceea trebuie să ne gândim la copiii noștri și dincolo de perioada de sugar mic, în primele 12 luni de viață, când aproape toți părinții administrează vitamina D. Deci trebuie să ne gândim și dincolo de această perioadă și să continuăm să le dăm vitamina D. Mai ales în epoca asta în care stăm foarte mult în casă. Nu numai din rațiuni de vreme și de iarnă, ci și pur și simplu pentru că nu mai există această interacțiune socială în cadrul colectivităților. O să spuneți că, bun, e o modă cu vitamina D și că, așa ca toate modele, vine, trece, un copil care primește o alimentație absolut echilibrată nu are nevoie de vitamina D. Răspunsul e unul ceva mai complex și aș argumenta, de exemplu, cu un studiu făcut în India, unde e clar că e mult mai multă expunere la soare decât aici, la noi, în Europa, în care s-a observat exact același lucru. Într-o populație semnificativ mai tânără decât cea românească și europeană în general, în momentul prezentării, o infecție simptomatică SARS-CoV-2, unui lot generos de pacienți indieni, li s-a dozat nivelul de vitamină D din sânge. Faimoasa 25-hidroxivitamină D. Și s-a observat că cei care aveau deficit de vitamină D mult mai probabil ajungeau în secția terapie intensivă sau se agravau, și bine, unii dintre ei chiar cu evoluție letală, spre deosebire de ceilalți care aveau vârste comparabile, comorbidități comparabile, dar nivele normale de vitamină D. Și aici aș vrea să revin un pic la povestea vitaminei D, spunându-vă că există un exemplu în istorie faimos, care a fost o observație imediat după al doilea război mondial, existau o mulțime de copii orfani. Și ca peste tot în lume, acești copii orfani plasați în instituții, evident că trebuiau în mod ordonat
hrăniți într-un anume fel și în condițiile de penurie după război, a făcut vogă o anumită dietă, faimosul Oslo Breakfast sau micul dejun norvegian, care consta într-un biscuit de cereale integrale, o jumătate de măr sau de portocală, depinzând de sezon, și o lingură generoasă de ulei de pește, de ficat de cod. Toți acești copii, fără părinți, în instituție, deci cu un mediu relativ puțin prielnic pentru o dezvoltare fizică extraordinară, au constituit o generație care actualmente sunt probabil septuagenari, cu o stare de sănătate foarte bună. Diferența față de cei născuți cu 10 ani mai repede sau 10 ani mai târziu, fiind această expunere în toată copilăria lor la ulei de pește. Ce conținea acesta? Pe lângă vitamina D și acizii omega-3 polinesaturați, care ulterior s-au dovedit a avea roluri imunologice și în dezvoltarea sistemului nervos central, constituia o rutină. Știu că astăzi toată lumea își dorește dovezi, dorește măsurători, atât în sânge, cât și în produsul respectiv, a diverselor substanțe active. Întorcându-mă la vitamina D, cel puțin unii părinți români sunt foarte îngrijorați de perspectiva supradozajului, adică să dăm vitamina D în fiecare zi, în doza adecvată vârstei, nu zic de doze greșite sau anormale, plecând de la ideea că ar putea să apară un supradozaj de vitamina D. Vreau să asigur toți părinții că acest lucru este absolut improbabil la dozele recomandate, undeva între 600 și 800 de unități internaționale pe zi. De ce? Pentru că generația mea, a noastră, a copiilor născuți în regimul trecut, nu primeam vitamină D sub formă de picături, soluție uleioasă sau de vigantolete sau, ca să nu dăm nume comerciale, orice produs tipizat de vitamină D sub formă de pastiluțe sau geleuri, ci primeam o administrare de vitamină D injectabilă, câte 200.000 de unități, în prima parte a vieții, tot în două luni și ulterior, la vârstă un pic mai mare, de 3 luni. Adică, în primul an de viață, fiecare copil născut în regimul comunist primea peste 3.000 de unități internaționale de vitamină D zilnic. Și nu a făcut nimeni supradozaj simptomatic. Dar copiii rahitici erau destul de mulți. Pentru că, probabil, aceștia nu veneau la medicul de familie și nu primeau vitamina D în cantitatea potrivită. De ce e importantă vitamina D? Nu numai din cauza riscului pandemic. Apropo, în urmă cu o zi, un grup de peste 100 de specialiști, medici, biologi, biochimiști, imunologi, farmaciști, deci specialiști în domeniile biomedicale, au semnat o petiție comună către guvernele statelor din Uniunea Europeană solicitând utilizarea vitaminei D ca profilaxie zilnică pentru toate persoanele aflate la risc în fața posibilor complicații ale infecției cu noul coronavirus. Lista e absolut impresionantă. Sunt profesori universitari cu titluri academice impresionante. Sunt și specialiști în endocrinologie și în pediatrie și în imunologie. În orice caz, un spectru foarte larg. Concluzia finală a acestei scrisori comune este că riscul administrării unor doze uzuale de vitamina D
poate fi menționată și doza, întrucât bănuiesc că unii dintre dumneavoastră veți căuta articolul care deja a început să fie mediatizat destul de intens, este de minimum 2000 de unități internaționale pe zi. O doză sub cea pe care vă spuneam că o primeam noi, copiii din epoca comunistă. Una peste alta, vitamina D face parte dintr-o profilaxie uzuală, bună, normală, mai ales în sezonul rece. Și mai ales la copiii care au și alte probleme de sănătate. Aici aș cita una importantă care se încadrează în tema discuției de astăzi, apropo de profilaxie, excesul de greutate. Foarte frumos spuneau niște specialiști care ne ajută pe noi, cei de la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului, în ideea de a crește gradul de conștientizare al excesului ponderal al copiilor din România, că avem mulți din adulții ce îngrijim copiii în țara noastră orbul părinților. Și că nu vedem ceea ce se întâmplă în ultimele două decenii cu copiii români. Pot eu să vă spun, pentru că împreună cu ai mei colegi am făcut anul trecut un studiu extensiv pe mii de copii prezentați la compartimentul de primii urgențe, pe care, pur și simplu, indiferent de natura prezentării, fie că veneau să primească un aviz epidemiologic sau aveau o julitură la genunchi, un traumatism minor la frunte sau un proces pneumonic. Deci, indiferent de motivul de prezentare, am colectat date de înălțime și greutate la proporție semnificativă din pacienții veniți la noi. Și ce am constatat? Am constatat că ponderea excesului de greutate și al obezității practic s-a dublat în ultimii 10 ani. E mult? E puțin? E îngrijorător din punct de vedere al specialistului. Există publicații din urmă cu 10 ani, foarte serioase studii populaționale făcute prin eșantionaj cu ajutorul inspectoratelor școlare, deci copii sănătoși la școală, în care se vorbea de o pondere a excesului de greutate undeva către 5-6% din copiii români de clase primare. Astăzi această proporție este dublă. Și dacă vom merge după modelul din Statele Unite sau din Europa de Vest, unde excesul de urbanizare, sedentarism, tablete, televizoare, computere, telefoane inteligente și alte device-uri care ne îndepărtează de exercițiile fizice, datul cu bicicleta, alergatul sau pur și simplu joaca copiilor, vom avea și mai mulți copii obezi. Și, din păcate, excesul de alimente procesate, pe lângă scăderea consumului de calorii, vor genera niște copii, niște adolescenți și, inerent, niște adulți tineri cu probleme de sănătate care acum sunt greu de anticipat. Ce puteți face fiecare dintre dumneavoastră în afară de a vă îngrijora? Există o mulțime de aplicații de telefon sau de site-uri accesibile la un singur click distanță, în care se poate cuantifica greutatea copilului dumneavoastră în funcție de vârstă, înălțime și sex, pentru că sunt normalități diferite legate de băieți și fete. Și evident e important și jurnalul de fotografii al familiei, albumul familiei. Trebuie să vă uitați dacă copilul dumneavoastră seamănă cu dumneavoastră la aceeași vârstă sau cu verii lui sau cu alți
membrii ai familiei la momentul aceleiași vârste. Ce vreau să spun chestia asta? Dacă aflăm din vreme că un copil se apropie de limita de sus a normalului, de percentila 90, adică acea valoare de la care doar 10% din copiii de vârsta copilului dumneavoastră au greutate mai mare și 90% au greutate mai mică. Percentila 90 e marginea de sus a normalului, peste percentila 95 e evident anormal și va fi nevoie de sfatul medicului de familie și respectiv al pediatrului. Noi ne propunem la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului să și dezvoltăm o aplicație în ajutorul părinților pentru a putea face în limba română și ușor accesibil o primă evaluare a greutății și un chestionar privind obiceiurile alimentare în speranța de a vă ajuta să înțelegeți că sintagma populară gras și frumos nu e tocmai adevărată și că s-ar putea să impieteze serios asupra viitorului sănătății copilului dumneavoastră. N-aș vrea să închei înainte de a vă spune tuturor că este mai simplu să prevenim decât să tratăm odată apărute problemele metabolice sau imunologice ale unui copil, că excesele, chiar și cele de curățenie, să spunem, nu sunt bune, cel puțin nu în prima parte a vieții, și că întotdeauna este foarte util să ne uităm la tendințe și nu la aspecte punctuale. Un copil poate să aibă un moment mai prost, poate să aibă o greutate inadecvată după un anumit episod de boală, poate să aibă obiceiuri alimentare sau comportamentale, în fine, ușor nepotrivite cu ceea ce ați dori de la el, iar acum în era pandemiei în care emoțiile afectează deopotrivă adulți și copii, este de așteptat ca toate obiceiurile care ar fi potrivite pentru corp sănătos sunt evident influențate de componenta cealaltă, mintea, care nu e tocmai foarte sănătoasă. Și nu în ultimul rând, nu uitați să zâmbiți. Cel mai bun tratament pentru vremurile în care ne aflăm acum poate să constituie o glumă, un zâmbet, un cântec, o mișcare. Nu stați în fața televizorului excesiv, uitându-vă numai la știrile negative, care acum în prag de sărbători ar trebui să fie mai degrabă excepția decât regula. Aveți grijă de dumneavoastră, fiți sănătoși, iar când va fi să fie, dumneavoastră, adulții, puteți face cel mai grozav cadou copiilor dumneavoastră vaccinându-vă. Dacă nu iau boala de la dumneavoastră și nu o dau mai departe bunicilor sau dascălor bolnavi, vom scăpa cu toții de această perioadă dificilă. Sărbători fericite tuturor! Timpul nu este întotdeauna prietenul nostru, dar întotdeauna ar trebui să ne găsim timpul pentru noi, pentru sănătatea noastră în primul rând. Despre asta ne vorbește următorul invitat de astăzi, doamna dr. Antonela Curici, medic primar medicină de laborator, asistent universitar și director medical Sinevo România. Astăzi vă voi spune câteva cuvinte despre prevenție. Vorbim despre medicina preventivă. Medicina preventivă care este de cele mai multe ori apanajul medicinei de familie, dar nu numai. Prevenție se poate face în orice specialitate. Prevenția înseamnă să efectuăm controle periodice cu scopul de a identifica factori de risc. De aceea vă spuneam mai devreme că este mai degrabă apanajul medicinii de familie, pentru că medicul de familie este cel care vine în direct contact cu pacientul, este cel care îi cunoaște foarte bine istoricul, îi cunoaște obiceiurile și vorbim aici, să spunem, despre fumat, care se știe că este un factor de risc important atât în bolile cardiovasculare, cât și în apariția cancerului pulmonar.
Dar prevenția nu este doar despre identificarea factorilor de risc, pentru că de cele mai multe ori, chiar dacă identificăm factorii de risc, nu putem să îi înlăturăm sau nu i-am identificat la timp înainte de apariția bolii. Deci prevenția este și despre depistarea precoce a unor afecțiuni. Și mai este și despre prevenirea complicațiilor, pentru că se întâmplă de multe ori ca pacientul să se prezinte târziu la medic, boala să fie deja instalată și rolul medicului este în acest moment să prevină apariția complicațiilor. În domeniul investigațiilor de laborator vorbim despre teste de screening. Testele de screening sunt teste accesibile, sunt teste care se adresează unor probleme de sănătate publică. Vorbim despre teste de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin. Vorbim despre teste de screening pentru depistarea cancerului de prostată. Vorbim despre teste de screening care să evalueze statusul lipidic al unui pacient și să prevină apariția bolilor cardiovasculare. Toate aceste teste se pot adresa fie unei populații bine delimitată în timp și spațiu, fie populațiilor întregi. Deci vorbim de teste de screening adresate doar femeilor, doar bărbaților, vorbim de teste de screening adresate unei grupe de vârstă care pot avea factori de risc în apariția unor infecții, de exemplu, infecție cu virusul hepatitic B, infecție cu virusul hepatitic C, infecție cu HIV sau alt tip de infecție. Aceste teste de screening trebuie să îndeplinească niște criterii pentru a intra în această categorie. Trebuie să fie cuantificabile, obiective și reproductibile și în plus, pentru că este foarte important, să aibă un preț accesibil, astfel încât să poată fi efectuate pe populații largi. Cred că fiecare dintre noi ar trebui anual să efectuăm un control. Control care ar trebui să includă o examinare clinică, dar și teste de laborator. Și în cadrul testelor de laborator aș enumera hemograma, glicemia, teste care să evalueze funcția ficatului, transaminazele, teste care să evalueze funcția rinichiului, în cazul copiilor, teste de evaluare a metabolismului osos, pentru că este foarte importantă creșterea armonioasă în această perioadă, dar și teste speciale, cum este detectarea virusului HPV, Human Papilloma Virus, care este implicat în apariția cancerului de col uterin. Și o să încep prin a vă da câteva detalii despre aceste teste pe care le-am enumerat anterior. O să începem cu hemograma, parametrul sau testul cel mai utilizat, pentru că ne oferă foarte multe informații. Ne oferă informații despre numărul, despre tipul și aspectul celulelor din sânge. Un rezultat la hemogramă ne va aduce informații despre existența unei anemii, ceea ce înseamnă că celulele care transportă oxigenul și dioxidul de carbon sunt într-o cantitate mai mică, insuficientă pentru a funcționa normal. Câteodată, anemia se instalează încet, nu determină semne evidente și pacienții descoperă la un examen de rutină această afecțiune. Felul în care arată acești cărăuși de gaze ne dă informații despre deficitul care a dus la scăderea numărului de eritrocite. Putem să avem un deficit de fier, putem avea deficit de vitamine, cum este vitamina B12 sau folați, dar bineînțeles că mai există și alte afecțiuni care pot determina anemii. Dar cea mai frecventă cauză este absența fierului sau modificări în absorpția fierului la nivel gastrointestinal. Și pentru asta ar trebui să mergem mai departe cu investigațiile. Ar trebui să vedem cum stăm cu nivelul fierului. Cel mai bun parametru nu este fierul, ci feritina, care evaluează depozitele de fier. De ce nu fierul? Valoarea fierului poate diferi de la un moment la altul al zilei, chiar și cu 40%. E bine de precizat, mai ales pentru persoanele care au decis să aibă o dietă
diferită. Au decis să devină vegetarieni, să nu mai consume carne. Este bine de spus că fierul, ca și alte vitamine, cum este vitamina B12 sau folații, se absorb cel mai bine din preparatele de carne. Și aceste persoane ar fi foarte bine să-și monitorizeze periodic nivelul de fier, de vitamina B12 și folați, pentru că pot apărea carențe în aceste vitamine și implicit duc la apariția unor celule modificate și la anemii. În evaluarea funcției ficatului folosim de cele mai multe ori enzimele de la acest nivel, transaminazele, dar nu numai. Putem folosi și dozarea proteinelor totale din sânge, putem folosi și bilirubina și am putea să folosim și electroforeza proteinelor. În cazul rinichiului, pentru evaluarea acestui organ se folosește creatinina, dar nu numai. Acest parametru se folosește împreună cu ureea și orice modificări, orice creșteri ale acestor teste trebuie să determine un control amănunțit care, coroborat cu investigații imagistice, vor stabili un diagnostic de certitudine. Spuneam când am enumerat testele de evaluare a metabolismului osos, vitamina D este un factor important în dezvoltarea sistemului osos, dar nu numai, pentru că studiile efectuate recent au arătat că are o importanță deosebită și în menținerea unui sistem imun funcțional. De asemenea, multe persoane petrec mult timp înăuntru, în încăperi, decât afară, ceea ce determină un nivel scăzut de vitamina D. Majoritatea copiilor, dar și a adulților sunt deficitari în vitamina D. Iar lipsa expunerii la soare, care este principalul factor ce determină sinteza de vitamina D, nu este singurul factor de deficiență, ci și consumul redus de alimente bogate în lipide. Pentru că vitamina D este o vitamină ce se sintetizează din derivații de colesterol. Prezența unui nivel crescut de lipide sau de colesterol în sânge reprezintă un factor important în apariția bolilor cardiovasculare. De aceea trebuie monitorizat permanent și vorbim de monitorizare nu doar la adulți, ci și la copii, la adolescenți, este nevoie de măsurarea periodică a fracțiilor de colesterol. Sănătatea femeilor este foarte importantă. Femeile ar trebui să aibă grijă de ele și să meargă periodic la medic pentru evaluări în vederea depistării precoce a cancerului de col uterin. Se recomandă două teste. Detecția tipurilor de risc crescut HPV, cele care determină apariția cancerului de col uterin, împreună cu testul Babeș-Papanicolaou. Recomandarea de testare pentru detecția tipurilor de risc crescut HPV și PAP este de o dată pe an. Dacă la aceste două teste nu există modificări, retestarea se poate face la 3 ani sau la recomandarea medicului ginecolog. Există teste de screening pentru depistarea cancerului și la bărbați. Și vorbim despre testul PSA, un test ce detectează precoce modificări care apar la nivelul prostatei, astfel încât cancerul de prostată să fie tratat și chiar vindecat. Persoanele de peste 50 de ani ar trebui în fiecare an să efectueze un test de depistare a sângerărilor intestinale. Cred că cel mai important este să prevenim, să fim atenți la sănătatea noastră, să fim atenți la semnele și simptomele care apar, să nu le ignorăm, să mergem periodic la medic și să facem cel puțin o dată pe an un set complet de analize care reprezintă oglinda sănătății noastre. Le mulțumim frumos domnului dr. Mihai Craiu și doamnei dr. Antonella Curici pentru informațiile din această seară, ca de obicei, foarte clare și la obiect. Am ajuns la finalul acestei serii de conferințe online, dar vestea bună este că puteți revedea oricând episoadele Educherea Grijă de Familia Ta, având încă invitați pe Oana Moraru, Gașpar Gheorghe, Cristina Petrescu-Ghenea, Urania Cremene, Diana Stănculeanu și dr. Mihai Craiu în secțiunea video de pe pagina de Facebook, pagina de psihologie. Le mulțumim organizatorilor acestui proiect, Mozaic Media și pagina de psihologie, pentru că ne ghidează și ne ajută în misiunea noastră de părinți cu atât mai grea în aceste vremuri turburi.
Și le mulțumim și sponsorilor Educare, Grupama, Cinevo, Aleco Air, suplimentele Dr. Har de la SensiBlue, Möller's și apa oligomineral naturală plată Aquatic. Și nu în ultimul rând, vă mulțumesc vouă, celor care v-ați rupt în aceste ultime 6 săptămâni din timpul vostru, pentru a participa la conferințele Educare. Eu sunt Alex Zamfir, până data viitoare când ne vom revedea online sau să sperăm față în față, vă spun la revedere și vă rog, aveți grijă de familiile voastre. Möller's Omega 3 ulei de ficat de cod norvegian asigură creșterea sănătoasă, dezvoltarea inteligenței și susținerea imunității. Möller's susține imunitatea familiei tale.